Să fie ziua fericirii sau a nefericirii în casa mireasă. Stările Antoniei arată mai degrabă o neîmplinire. Astăzi e ziua fericirii, ce aveți? Ești bine? Ce s-a întâmplat? Simți rău? De ce ai puțin? De ce ai tu? De Valentin? Te-ai supărat pe mine? Ce ai? Ai dreptate. N-am făcut deloc ce am simțit în emisiunea asta. Adună-te. Hai. Hai. Gata. Credem-o că e mult mai complicat de atât. Foarte complicat. Uite la mine. Uite la mine, Antonia. O secundă, te întreb o întrebare. Uite-te la mine, nu te întreb. Te uiți la mine și îmi spui. Uite-te o secundă. Vorbim de canapea? Nu cred că o iau razna. Poți să plec? Deci nu cred. Tu vorbești serios? N-am făcut nimic, ce am simțit în emisiunea asta până acum. Mai greșeli am făcut. Deci eu cred că tu glumești. M-am fundat într-o relație în care nu sunt sigură. Dar s-a discutat ceva? Ia uite-l în. Păi atunci, ești de casă cu cineva? Nu mai mă interesează, Mariana, spun sincer că deja nu mă mai interesează dacă stau aici sau plec sau nu mă mai interesează. Am obosit, gata. E ce cred eu? Da? Nu greșe că am făcut tot ce am făcut. Stai liniștit, nu te judic. Portarea mea a fost total greșită. Sunt sigură că fi fost altfel. Și oricum, nu știu, de fapt și de drept n-am făcut rău ce am simțit. Am făcut ce am crezut că simt. Nu te mai judic. Mi-a fost frică. Și acum m-am afundat în ceva ce nu simt. Până 100%. Să fie bine. Până nu încerci, nu vezi, nu te convingi. Eu am încercat. Și de asta am fost așa, că nu am fost deloc ustor asta, sigur. Și nici acum sunt nici după urmă. Și am ajuns în punctul în care nu mă interesează dacă sunt judecat sau nu. Nu mă interesează dacă stau aici sau nu. Am încercat să vorbesc și toți oamenii am fost împinsă din toate părțile. Nu ai observat chestia asta? Că am fost împinsă din toate părțile, inclusiv de mama. Nu te interese mama ta, la urmă, dacă ți-a dat o povață, mama ta știi mai bine. Tu trebuie să faci ce simți tu, să vorbești. Vorbești. Prin vorbă să știi că se rezolvă multe. Nu mai greșeală am făcut până acum. Ai făcut greșeală, de ce zici că ai făcut greșeală? De ce te judești tu singură că n-ai făcut nimic, că frate, n-ai luat bărbatul nimănui? Nu te-a tăvălit nimeni, ce ai? Revino-ți! Îți două luni de zile, cum poți să te judeci așa? Doamna Floare a încercat să afle și ea ce se ascunde în sufletul Antoniei. Antonia, ce nu mai ai Nu sunt bine, nu m-a supărat nimeni. Sigur? Eu m-a supărat pe mine. Așa degeaba? Nu. N-are nimeni nicio vină decât eu. Dacă nu vrei să-mi spui, nu te oblemă mai, dar dacă ai ceva să încerci, poate și poți să te ajut, te ajut cu mare drag. Da, să rămână. Ce-ai făcut? Te-ai supărat cu Valentin? Sigur? Pe cuvântul tău? Da, pe cuvântul meu. Chiar nu. De atunci tu ce știai? Nu știe că s-a supărat. Nu mă simt eu bine, am moment de slăbiciune. Cumva simți și dumneavoastră zilele trecute rău, așa mă simt și acum. Mama, la tine a fost maică ta... Eu ce să mai zic, da? Oricum știi cum este acasă, am și un tată cu care n-am vorbit. Altceva, da? Eu te cred și te înțeleg. Și mai are 70 de ani. Te cred și te înțeleg. Dar Antonia parcă își căuta răspunsuri în puterea exemplului. Uite, să te întreb ceva. Tu cu soțul tău, la început, când l-ai cunoscut în primele luni, aveai urme de ezitare?
Nu. Asta zic când este... Da, dar când ceva e 100% real, nu mai urme de zitare sau îndoieli. Simți și gata, vezi numai omul ăla, nu-ți pasă de nimic altceva. Eu am prea multe chestii și mă deranjează foarte multe chestii și mai e o chestie când placi pe cineva foarte, foarte mult, nu te mai deranjează defectele lui, știi? Dar eu, pe mine mă enervează cumva unele chestii. Nu zic că eu sunt perfectă, dar pur și simplu parcă nu pot să trec de ele, știi? Să știi că în viață sunt oameni care nu că să leagă de defecte, că vor. Crezi că îmi caut scuze? Nu hai să zic, nu vorbesc de tine. Să zic așa, în general, am zis, în viață sunt oameni care poate ajung la lucrurile astea fără voia lor ca să dea unde te doare pe tine. Înțelegi? Adică cred că nici nu-și dau seama. Deci îi spui la un om că uite, mă doare și că n-aș vrea și că uite, pentru mine e o traumă. Știi, de-aia psihicul omului se duce tot acolo să atace. Și nu ține cont de tine. Că e răutatea interioară care lucrează și nu îl ajută să gândească, să zic, păi stai cu omul ăsta, cândva mi-a spus că mie nu-mi face bine lucrul ăsta, știi? Dar asta nu înseamnă că cu bună știință vrea să-ți facă ceva rău. Nu, e că așa e. Nu știu. Eu am fost într-o relație abuzivă înainte, 4 ani, știi? Și cumva din cauza că băiatul ăla era foarte agresiv și extrem de agresiv, de fapt. Cumva pentru mine un tras de mână mie nu mi se pare așa mare lucru. Cum știi? Se vede urât. Nu neapărat cum se vede. Mie în momentul ăla nu mi s-a părut așa mare brânză. Dar poate pur și simplu, nu știu, poate... Nu știu, nu, ori nu văd eu anumite chestii, ori nu știu care e faza. Nu știu, poate sunt eu oarbor și nu le văd. Dar Antonia se pare că e urmărită de cuvântul dezamăgire. Ești ok? Da. Vrei să fii singură? Nu vreau să mă fac afară, să fumez. De-aia îmi fac un cafea de asta. Sunt ok. Eu nu plâng că am pățit ceva neapărat, eu plâng că sunt dezamăgită de mine. Nu trebuie să fii dezamăgită. E, nu. Mai greșeală, am făcut 3 greșeli mari și late. N-ai făcut mai nicio greșeală, ce ai? Ce greșeli ai făcut? Am ajuns într-un punct în care mă simt în mijlocul oceanului, fără să știu să not și simt că mă... Ei, uite, îți dau eu un colac de salvare. Știi că colacul de salvare este întotdeauna adevărul. Am ajuns să fiu atât de stresată de vinovăția care mă apasă în fiecare zi, încât am ajuns efectiv să îmi fac răni pe corp, pentru că asta e felul meu când sunt foarte stresată. Încep și mă scarpin foarte mult, asta fac. Am ajuns să vreau să spun un lucru. Ești stresată, asta e un... Da, foarte stresată. Am ajuns să mă autodistrug, efectiv. Deci, Valentin știe și câteva mame și câteva fete din casă știu. Și mi-este foarte rușine de lucrul ăsta și lui este rușine că fac lucrul ăsta. Dar simt nevoia să recunosc că fac asta, ca să nu mai ascund. Să nu mai creadă anumite persoane că mă au la mână cu lucrul ăsta. Cum mi-a spus și el când a venit mama mea, mama ta știe. Nu, nu știe. Dar în ultimul timp am făcut tot o consecință. E tot o consecință a stresului. Da. Tu trăiești într-un stres. Tu trăiești într-un stres. De ce? Hai spune adevărul ăla ca să te eliberezi. Că nu-i nimic. Ascultă-mă. Uită-te la mine. Ca într-un reality show dintre acela de supraviețuire, unde acolo trăiești foarte mult din instinct și te agăți ca să supraviețuiești, acest reality show poate să scoată din voi niște lucruri pe care poate că nu sunteți pregătiți să le aflați despre voi. Da? Este ca într-o autocunoaștere, asta, ca și cum mergi într-o terapie și sapi, de la un moment dat trebuie să spui ce ai. Tu nu vrei să fii cu Valentin? Tu nu simți să fii cu Valentin?
Nu știu. Dacă nu ești pregătită, dă-ți timp. Da. Am mai nevoie de timp să mă gândesc. Ideea este că sentimentul ăsta de vinovăție care mă apasă, m-a împins să fac, lucrul ăsta. Dar vinovată față de cine? Stai puțin. De el. De el. Da. Și vreau să se oprească lucrul ăsta pentru că efectiv nu, sănătatea mea deja o să ajunge într-un punct critic. Și ca să înțeleagă toată lumea, eu sunt bulimică și fac chestia asta de câțiva ani, când am perioade mai stresante. Cum e aceasta? Da, o fac din ce în ce mai mult. Săptămâna trecută a venit și medicul să vadă dacă sunt bine, n-am putut să-i deschid ușa, mi-a fost rușine. Și voi, am simțit nevoia să spun chestia asta, să nu mă mai ascund, să nu mai îmi fie rușine. Valentin știa. Știa și psihologul emisiunii cu care da. Înțeleg că tu ai vorbit. Da. Aba, îmi pare rău pentru mama că află de la televizor, dar poate era mai cinstit să-i fi spus tu că treci prin stările astea, care sunt, repet, cauzate de o situație foarte stresantă. Da. Tu simți un lucru și faci alt lucru. Și discrepanța dintre ceea ce simți și ceea ce faci te împinge pe tine să te urăști. Să te urăști pentru că nu poți să te uiți în oglindă sau în ochii lui și să-i spui adevărul. Dar atenție, vreau să vă spun ceva. Tot ce vi se întâmplă aici nu este irreversibil, da? Ca și în cazul lor. Eu sunt convinsă că o să fie oameni și sunt. Am văzut deja comentarii. Fac o paranteză ca să înțelegi. Care o blamează pe doamna Daniela, care îl blamează pe Cristian, care spun că Laura de ce nu și-a deschis mintea. Dar eu cred că lor li s-a întâmplat cel mai bun lucru pentru ei. Deci ei sunt oameni liberi acum și o să vedeți ceea ce era, ceea ce se întâmpla între ei, acea relație, n-avea cum să dureze. Și practic, sigur, scopul, se spune, scopul, scuză, mijloacele. Poate că nu au fost cele mai bune mijloace folosite de doamna Daniela. Scopul era ăsta, ca să-i aducă în punctul ăsta, să se uite unul la altul, să spună, ok, stai, nu avem nimic în comun. De ce să facem jocul ăsta pentru emisiune? Sau nu avem suficient ca să mergem pe drumul acesta? Și atunci, nu a fost un joc. Așa este, dar tu nu simțeai că primești cât vrei și atunci, da, eu tot i-am spus. Și atunci în timp ție asta ți-ar fi adus foarte mari satisfacții și ți-a spus-o și mama și ți-a spus-o și prietena ta și sunt convinsă că în sufletul tău acolo, eul al tău interior știa lucrul ăsta, dar te agățai de faptul că tu ești îndrăgostită am de el. Am preferat să am răbdare, da. Asta zic. Cumva e mai bine pentru voi. Și revenind la tine, Antonia și la Valentin, poate că vă este foarte greu acum să spuneți ce simțiți și de asta nici nu forțez. De asta nici nu forțez. Eu sunt convinsă că nici Valentin nu o să o ia personal, nu? Valentin? N-am și ceva de spus. O să spui, te rog. Okay. Hai, hai că te ascult. Hai, până înainte să vedem materialul. Este vorba... A, înainte. Nu, să-mi spui tu. Este vorba că... Nesiguranțele ei mă cam scoate pe mine vinovat, care chiar încerc să o înțeleg, care chiar încerc să-i fiu aproape. Eu n-am înțeles asta, să știi din ce a zis ea acum. N-am zis niciodată, nu te-am... Tocmai am spus că eu mă simt vinovată, de asta am ajuns să fac lucrul ăsta din ce în ce mai mult. Și, efectiv, nu simt nevoia să... opresc chestia asta, înțelegi? Okay, și cum m-am resemnat deja cu toate prejudecățile care vor veni spre mine. Asta sunt, exact așa sunt eu. Nu da. Am să fac mai mult de atât. Stop un pic. Nu te mai gândi la ce spune X și la ce spune Y. La fel și tu, Valentin. Nu o lua automat pe tine că este vina mea sau că simt că ea dă vina.